Salut prieteni și bine ați venit la un nou video din seria noastră de experiment. Prin ce am văzut că merge foarte, foarte bine în campionat, a bătut pe Craiova. Și am zis că să o facem pe ea, pentru că mai avem câteva echipe și după aceea o să ne mutăm în ce campionat vreți voi. Am văzut că cineva a propus pe Inter Miami al lui Beckham, chiar sună interesant. Dar astăzi facem pe Academica Clincen sau Academia Clincen, abar n-am cum se pronunță. Hai să schimbăm și noi aici în... Să schimbăm și noi aici în lire și cred că suntem gata, da. Chiar sunt curios și echipă, că se upgradează tot timpul echipa. Sper că au mai crescut jucătorii, ceva de genul, au mai adus și ceva jucători. Să avem și noi ce să vindem, măcar. Am văzut că l-au pe fotbalistul ăla de la Universitatea, care e un atacant foarte bun, dar... Marković parcă îl cheamă, sau Jovanović, ceva de genul. Ei nu mai țin minte, să mă uit acum cu voi. Da, l-au numai bătrânul acesta. Rusescu, Ciobotaru, ia uite, Cordea. Am bătrânul acesta, cred că e și el mai tiner, Cordea asta, că pare după față mai tiner, la așa 21, da? Sta 20, de e cam slăbut, Rusescu e bătrân, Popa bătrân, Tănase bătrân, nici n-are rost să mai mui la ei. Dar unde e eu? L-am mâncat, și l-au dat înapoi? L-au trimis înapoi? Cred că l-au trimis înapoi pe Jovanović, da, pe Marković sau cum îl cheamă la universitate. Da, haideți să vedem și la Academie, sigur avem și noi un jucător acolo care ne scoate tot timpul din rahățel. Da, avem un, avem doi mâncață și, și o trei avem, a, dar asta mai trebuie să cresc. L-avem pe Jacob Willis ăsta, bun de tot. L-avem și pe fundașul ăsta, bunicel. Ăștia doi nu avem voi încă și haide să-i dăm drumul, băieți, că avem o grămadă de muncă. Trebuie să vindem tot la zero. Și primele plecări, Florin Akin pleacă la Swindon Town, 650.000, Ureche pleacă la Bolton, 450.000, Părpulescu pleacă la Alubenda, 340.000 și cred că am mai vândut pe unul pe aici, da, pe Patrici la Al-Faizli, 145.000, era foarte bătrân, mă mir că am luat ceva bani pe el. Încă 3 plecări, Gliga pleacă la Gazmetan, 550.000, Molin ăsta la Lugano, 640.000, l-am vândut și pe Gartuș la Karlsruhe în Germania, 450.000. Haideți că am luat și eu un jucător, acest Eric Lira din Mexic, de la Pumas, parcă l-am luat, parcă ceva de genul, cred că o să vedem acum, Pumas, da, am dat 2.300.000 pe el, 20 de ani, 67 overall, sper că va crește, eu zic că este foarte bun, am mai văzut câțiva jucători, dar nu avem bani de ei, aia e treaba. Și sunt foarte scumpi. Încă o sosire, eu zic că un chilipir, acest Daniel Moreno de la Rayo Vallecano, parcă 18 ani, 64 vor, l-am dat 1.050.000 pe el, foarte, foarte ieftin, el valorează deja 1.300.000. Băgăm aici titular și pe Popa pe bancă. Că scoatem asta. Da, cam așa arată echipa deocamdată, sper să mai vând ceva, să ne mai trebuie un mijlocaș stânga, un fundaș stânga neapărat. Opa, hai că suntem bine de tot pe primul loc în iarnă, dar după cum vedeți campionatul este foarte, foarte strâns. Ar putea să terminăm pe locul 7, s-ar putea să terminăm pe locul 1, la cât de strâns este. Nu mă așteptam să fim așa de sus, mai ales că am făcut decât două transferuri, Lira și cu Moreno. Cred că atât, da, decât atât n-am făcut. Pentru că nu avem cașcaval, ne trebuie neapărat un fundaș stânga. Hai să vedem, poate vindem ceva și facem rost. Bun, așa băieți, ați zis că promovăm încă din primul sezon, 76 de puncte, a fost foarte strâns, dacă vă uitați de la locul 7 până la noi a fost foarte, foarte strâns. Da, e bine că am promovat, avem mult de muncă cu echipa și nu avem bani să o agoradăm foarte mult. FA Cup-ul este câștigat de City 5-4 cu Manchester United la penalti. Carabao merge la Tottenham 3-1 cu Chelsea, Papa Jones 3-1 cu Walsad, Charlton câștigă. Ia să vedem cine mai urcă cu noi, Cheltenham, 2-0 cu Mansfield. Champions League merge la Liverpool, credeam că Liverpool m-a disperat, în episodul trecut Liverpool câștiga tot. Paris Saint-Germain 2-0 cu Barcelona, chiar îmi pare rău că i-a eliminat City, dar asta este. Europa League merge la Napoli, 4-3 la penalti cu Real Sociedad. Bun băieți, a zis că suntem în Liga 3-a. Din nou la liber de contract, băieți, pentru că am avut buget 2 milioane, n-am avut ce să facem cu el, haideți să-i luăm prima dată și o să ne uităm după aceea ce calități au și ei, dacă sunt de Doamne ajută sau ceva ea. Eduard ăsta, nu l-am luat ăștia doi încă, portarul ăsta, praf,
Ăsta bunicel, 71, opa, ăsta chiar bunicel. Și ăsta bunicel, dar cam bătrân, 71. Dar e bine, măcar îi vindem ăsta în la țeapă cu el. Normand ăsta, mamăle, 77 ăsta, foai de cap, am dat lovitura cu ăsta. Am dat lovitura cu ăsta și mai avem doi care trebuie să accepte. Avem și ceva oferte, ăsta nu e de vânzare, măcar, bai, și talentul vostru, că doar ce l-am luat și eu. Opa, ofertă 2.400.000 pentru Vâlcean. Dar nu avem alt portar, aia e treaba. Ăsta îl dăm în împrumut și pe Gheorghe de vânzare, da. Dumitru pleacă și la Astra, 370.000. Pe cine am mai vândut? Pe Cascini ăsta, 1.300.000 la Pacioa. Și am mai vândut și portarul nostru, din păcate, pe Vâlceanu. Cât am dat la Cucul, am dat la Leganes cu 3.500.000. Da, prieteni, a trebuit să cumpăr doi fundași. Primul este acest Camil Piatowski de la Red Bull Salzburg, parcă, da, 3.600.000 am dat pe el, și acest Sebastian Caceres de la America. Da, am dat pe el 1.900.000 și Aint Benacer, un fundaș care, un mijlocaș care nu a luat liber de contract. Haideți să-i băgăm în echipă aici, pentru că jucam pe ăsta fundaș. Piatowski și Caceres, da. Cred că o să mai cumpăr un fundaj dreapta și cam asta este echipa noastră pentru cel puțin până în iarnă. Da, prieteni, suntem pe locul 9 în iarnă, chiar dezamăgitor, și am văzut care este cauza. Cauza este Marković, nu vrea să crească deloc și ne trage în jos. Hul pe primul loc, mamă, suntem la 15 puncte de Hul, da, eu zic că sigur ne calificăm dacă cumpărăm un atacant bun de tot. V-am spus, Marković l-am mai și cumpărat, am mai dat degeaba banii pe el, dar o să-l împrumut, poate o să crească, nu știu nimic. Și avem, echipa este foarte bună, ne mai trebuie un fundaș dreapta sezonul următor, un fundaș mijlocaș dreapta, un atacant. Morul ăsta nu știu de ce nu crește, dacă mă dezamăgește și ăsta mă enervez urât de tot. Cred că o să joc pe Edwards, dar nu vreau să joc pe Edwards, pentru că dacă o să joace Edwards, nu o să mai crească Moreno, cred că de asta și nici n-a crescut, că l-a jucat mai mult pe Edwards. Dar haide să caut un atacant bun. Haideți că am găsit și un număr 9, cum v-am zis, Roberto Piccoli ăsta de la, din o echipă din Mexic, l-am luat, cum, de la Toluca l-am luat, am dat pe el 2.100.000 și David Arguelles ăsta care l-am luat liber de contract, sau parcă l-am luat, nici nu mai țin minte. Am luat așa de mulți jucători că chiar nu mai țin minte. Dar aveam nevoie de un fundaș foarte bun și un atacant foarte bun și cred că Piccoli ăsta o să fie bombă. Ăsta l-am luat liber de contract, are 18 ani parcă sau 19, nu mai știu. 18 ani încă, sper să va crește, dacă nu, sigur găsim noi altul, dacă promovăm, bineînțeles. Haideți să vedem. Da, băi, este pe ultimul loc din play-off, locul 6, din păcate. Haide să vedem, poate ne-am calificat de pe locul 3, să vedem acum. FA Cup-ul este câștigat de Liverpool, 4-3 la penalti cu Tottenham. Carabao merge la Chelsea, 2-1 cu City. Papa John's este câștigat de Luton, într-o finală cu Bristol. Și să vedem acum dacă am promovat. N-am promovat, mă, mâncate, și noi unde? Ne-a bătut Luton ăștia, ne-a scos. Hai de capul meu. Asta e, mai stăm încă un sezon în Liga 3-a. N-am ce să facem. Champions League este câștigat de Bayern München, 4-3 la penalti cu Barça. Iar Europa League merge la Napoli, 4-3, era să zic Leicester. 4-3 cu Leicester la penalti. Haideți că nu arată prea bine, trebuie să facem modificări masive. Am mai găsit încă 3 jucători liberi de contract, băieți, acest portar 20 de ani, 71, bunicel, acest portar 72, dar e bătrân, 25, acest Richard Ledesma, foarte bun, 72, cred că o să joace în echipă. L-am văzut pe Normand la Sheffield United cu 44.000.000 și pe Edwards la Mallorca 4.700.000. Avem un buget frumos el acum, cred că o să cumpăr niște jucători interesanți. Haideți să vedem ce găsesc. Haideți că am adus doi jucători foarte buni, acest Dario Sariamento. Din ce am înțeles, City l-a cumpărat în realitate cu vreo 7.000.000, am dat pe el 13.800.000 la clauza lui de reziliere. Și acest Luca Orellano de la Velez, 25.000.000 a fost clauza lui de reziliere, n-am putut să-l iau mai ieftin, dar eu zic că va fi bombă.
Și ultimul sostitut mijlocaș central acest Santiago Naveda l-am luat din Mexic, de la Atlas, parcă l-am luat de la America, 6.700.000, e destul de bun. Îmi va juca aici pentru că Ledes mai este mijlocaș ofensiv. Am cheltuit toți banii, băieți. N-avem cum să ratăm promovarea anul ăsta, haide să dăm în iarnă. E, așa mai merge, suntem și noi pe primul loc, 50 de goluri marcate decât 14 primite. Avem și apărări și atac bombă atomică. Haide să vedem... asta nu ne interesează acum, am uitat că suntem în iarnă. Haide să vedem echipa. Sariamento ăsta n-a crescut, Orela n-a crescut bine. Naveda a crescut și el, Lira crește. Lira, ce nu mai arăs, dar Lira... Da, apărarea noastră merge bine, ăsta l-am luat liber de contra Boei, ăsta nu știu dacă va crește, îl vom vinde sezonul următor. Portarul nostru văd că e bunicel, deocamdată mai avem doi portari pe aici, așa că nu ne facem griji de portari. Azamedia, ăsta l-am luat liber de contra, nu știu, s-ar putea să scăpăm de el sezonul următor, dar deocamdată este foarte bun pentru Liga 3-a, haide să dăm la final. Fiți atenți că jucători liber de contract am găsit sezonul ăsta, băieți, haide să-i luăm și după aceea ne uităm la ei. O grămadă, am găsit foarte bun, o să facem o grămadă de bani. Haideți să ne uităm, fii atenți acest la Sina Traore, 23 de ani, 80, titular direct, cred că acesta am luat țeapă cu el, acesta bunicel, acesta bunicel, 24, bun de vânzare, ăsta am luat țeapă, ăsta foarte, foarte bun, 72 și 18 ani, ăsta iară bunicel. Ăsta, poai de capul ăsta, e bombă, 18 ani, 73 și Cardozo ăsta foarte, foarte bun, 21, 76. O grămadă de jucători de foarte buni liberi. Mamă, cred că cu nicio echipă nu am fost așa de jos, băieți, fiți atenți, avem decât 15 puncte, va fi foarte greu să desalmăm de la retrogradare. Pai de capul, dar uitați-vă la Swansea, are 2 puncte mâncate și bă, dar ce trebuie acum că echipa arată bine de tot. Nu, no, trebuie să iau pe cineva în locul Naveda asta și un fundaj dreapta și cred că tocmai atunci ne vom salva. Fiți atenți, băieți, că l-am trimis și pe Piccoli și pe Ngangam în împrumut. Piccoli 84, îl chemăm înapoi, nici mă interesează, băgăm direct în echipă pe Piccoli. Ngangam îl lăsăm că nu avem nevoie de el și mai avem o grămadă de jucători împrumutați. Avem și vreo 40 de milioane, 36 de milioane doar. Da, avem 36 milioane, vom cumpăra un neapărat un mijlocaș. Haideți că am adus și un mijlocaș foarte bun de la Chelsea, acest Conor Gallagher. Am dat decât 34 de milioane pe el în ultimul an de contract, 83 overall, 24 de ani. Să joace în locul lui Naveda asta, că m-a dezamăgit grav de tot. L-am băgat pe Piccoli aici, bă, dar ce a crescut Piccoli, eram sigur că dacă îl împrumut, sigur va crește. Sper că ne salvăm de la retrogradare acum, pentru că e beleaua cât ca asta. Dacă găsești un mijlocaș dreapta în perioada asta, ar fi bine, dar nu prea cred. Haideți că ne-am salvat de la retrogradare, băieți, am urcat pe locul 12. Mamă, cred că am bătut tot în a doua parte a campionatului, că dacă nu, sigur retrogradam. E bine că ne-am salvat de la retrogradare, n-aveam chef să mai... Mergem încă o dată în Liga 2, haideți să vedem, FA Cup-ul merge la City 3-1. Carabao este câștigat de Everton 1-0 cu City. Champions League merge la Real 5-4 cu un turnel clasic cu Barça. Iar Europa League merge la Leipzig într-o finală cu Valencia. Da, haideți băieți că cred că trebuie să facem o revoluție în sezonul următor. Haideți că am luat un nou fundaș dreapta pe Serginio Dest, am dat 89 de milioane și fundașul nostru dreapta Boei, acela care l-am luat liber de contract. Avem nevoie de un nou mijlocaș dreapta, cred că o să avem nevoie și de doi fundași centrali, dar sper să că nu va fi cazul, sigur vom avea nevoie de un fundaș stânga. Haideți să vedem în iarnă pe ce loc suntem, băieți. Hopa, am primit o ofertă destul de bună, băieți, uitați-vă, ni-l dă pe Nicola Vlasic ăsta, el este 86 overall și costă 65 de milioane și încă 9 milioane pe lira al nostru care e 83, dar nu știu ce să fac dacă ăsta poate să joace și altceva. Da, și expiră și contractul, nu? S-ar putea să acceptăm oferta asta, băieți, că este bună. Chiar dacă nu vreau să-l dau pe lira, dar nu accept, mă, nu accept. Da, băi, suntem în iarnă, încă un loc dezamăgitor, suntem pe locul 13 cu 26 de puncte.
Din câte văd, apărarea noastră este de vină. Am primit 31 de goluri. Da, trebuie să cumpărăm un fundaș stânga, un fundaș central neapărat. Cine e pe primul loc? Leicester cu 46. Haideți să vedem și echipa. Da, echipa arată destul de bine. Văd că picolul ăsta de când am adus la 84 n-a mai crescut. Ce naiba o fi că el, nu știu, samba picioarele. Da, ne trebuie un fundaș central neapărat în locul lui Caceres ăsta, cred că. Și cred că și pe Gallagher ăsta o să-l vând. Haideți să vedem ce pot să fac. Da, vezi, l-am vândut pe Gallagher și l-am luat pe acest Maxwell Cacoaret. Am dat pe 37 de milioane și atacantul acela care l-am luat liber de contract, Cali Muendo. Eu zic că am făcut o afacere bună. Gata, ne-am rezolvat și apărarea. L-am luat pe Edmond Tapsoba de la Lyon. Am dat pe el 89 de milioane, 78 de milioane și Batista Meyer ăsta de l-am luat liber de contract. Haideți să-l băgăm și în echipă. Unde ești, mă? Uite aici. Tapsoba, șmecher numele ăsta, Tapsoba. Da, băiți, eu zic că e o echipă foarte echilibrată. Dacă mai trebuie să facem ceva, o vom face sezonul următor. Acum, haideți să vedem pe ce loc am terminat. Da, prieteni, jucăm finala contra lui Inter Milano. În sfârșit am ajuns și în finală. Am făcut ceva transferuri, dar din păcate am pierdut filmările. Așa că o să vă arăt exact cum arată echipa acum. L-am adus pe Barella în locul lui Cacheret și pe Dest. Da, i-am adus și pe Davis. Cred că da, tot am pierdut din filmările noastre, dar asta este, se mai întâmplă și greșeli, oboseala de la muncă, vă rog să mă scuzați, dar jucăm finala, asta e ce contează. Haideți să vedem în campionat, sunt curios dacă am câștigat și campionatul. Da, bineînțeles, am dominat tot, mai ales cu echipa asta, bombă. Haideți să vedem în Community Shield, am bătut și pe City în Supercupa Angliei. FA Cup-ul merge la Tottenham într-o finală cu Crystal Palace. FA Cup-ul este câștigat de Carabao, este câștigat de City 2-0 cu Aston Villa. Champions League suntem noi, iar Europa League, ia uite mă ce dracu famă pe aici. Haideți să vedem. Asta, Opa Niscu câștigă 4-3 la penalti cu Werder Bremen. În sfârșit două echipe care chiar se numesc de Europa League. Înainte vedeai decât Barça, Real în Europa League, da, ciudat. Haideți să dăm drumul cu finala asta, băieți. Îmi cer scuze încă o dată. Da, băieți, haideți să dăm drumul să terminăm și acest rebuild. Avem adversar pe Inter. M-am uitat puțin peste echipa lor. Joacă un 3-4-3, exact cum joacă Conte și în realitate cu Lukaku și cu... Nu mai țin de cine. Joacă Lukaku în față, oricum au doi atacanți. Da, nu se compară cu echipa noastră, avem echipa, uite ce sponsor are Academia Clinic Mar Prima, Service Auto mâncat, na, vezi Nick Mar Prima în Champions League în final, Hakimi ăsta e forță de jucător, să-mi bat picioare, ești forță de jucător, este, sper că putem să-i batem. În meciul trecut când am jucat cu ei și nu s-a salvat. De fapt, eu am apăsat să înregistrez și când încolo am pus pauză și eu tot am jucat ca prost, așa. I-am bătut 1-0 în prelungiri. Sper să îi batem mai ușor de data asta, pentru că joacă foarte, foarte bine. Hai de aici, du-te. Du-te de Bion, care au și gol. Ăla e bătat, ăla e 1-0, frumos. Frumos! Frumos golul ăsta. Îmi cer scuze încă o dată, băieți, pentru că am pierdut filmările. A fost o greșeală de-a mea. Oboseala, aș pune cuvântul. Haideți, băi, că suntem în avantaj. Mâncați așa. O echipă bună, rău de tău. Trebuie pe Oscar. Bă, dar niciodată nu l-am cumpărat și eu pe Oscar de la chinezi. Chiar o să vreau să-l cumpăr o dată. Sper să nu-mi ceară salariul 200.000 pe săptămână. Haide. Lăsați și voi un comentariu, băieți, care credeți că care a fost cel mai important jucător din rebuild-ul nostru. Eu zic că portarul nostru.
Pentru că ce mă cornă? Ia uite-te bă cu telefoanele, bă. Ia uite-te-o și vreau să vezi. Ce prostă. Na, își recuperă greșeala băiatul, nu? Dacă nu-l luam, mama, naiba. Hai sariam, Anton, gata, ești talentul tău, că ai 95. Ce vreau să fac, mă? Mamă, ce l-a făcut pe ăla acolo? Ce i-a făcut ăla acolo? I-a scos fotbalul din cap, să ne vedeți. Bă, da bun, tafsoba, mă, să mor eu. Bun, rău de tot. Ce vreau mă să faci acolo? Nici tu nu știi. Nici tu nu știi, mamă, mamăle, ce pasă, ce pasă, ce-a pus mai echipă bună, Inter, să-mi bag ceală. Boa, doi, uite, mă. Alea, frumoasă pasă, n-a. Pe goluri de ăștia n-am cum să mă supăr, să-mi bag ceală. Bun sariamentul ăsta, v-am mai spus că City l-a cumpărat cu 1 milioane, parcă. The attack continues, they're making considerable progress. Still pushing for the goal that would put them ahead, but not forcing it. Do you chaleta sar? Ce trebuie cum nu sunt stare să le dau ăsta un gol, bă, dar joacă bine, rău de tot, iau de ăștia. Joacă bine, rău de tot. Lau și pe bestia asta de Lukaku în suflață acolo. Foi de capul meu, cine joacă ăștia mâncați ăștia pe... Foi de capul meu, cine vede mă gol, Hakim? Tot boadul ăla mă, bă... Pă, mă, da. Să preseze echipa un pic. Că nu e bine. Hai cu șut. Foamă, ce gol frumos. Ce gol frumos. Piccoli, cred că te dă. Frumos golul, hai, ce să... M-a pus pe la aia, scos iarba din fund. Și șut cu stângul. Frumos, ce frumos, ce frumos. Ce frumos, ce frumos. Bă, dar ne-a dat ăștia două goluri de jale, să-mi bat picioare. Goluri frumoase, dar nu trebuia să ne dea atâtea, da. Haide, băi. Olu. Ia să lăsăm ca un gol. Haide, capul meu. Ce ne fac, mă, ăștia, să-mi bat picioare? Da, și un apăr ca o cizmă mâncat și Dani Olm. Trei doi la pauză, bă, aici mă bun la cap. Deci am jucat ca o cizmă. Conrad Leimer. Real danger. Shielding the ball superbly. Eu te șut. Incredibil. Nu mai cred că am pierdut meciul ăsta. Și că penalti s-a nebunesc, că ăla nu mai avea nicio treabă cu mingea. Fuuu, ce noroc am avut că a ratat prostul ăsta. Ultima fază a meciului, mă, samba, picioare. Deci ăștia a început să tragă de timp deja, gata. Să văzură cu 3-2 în finală, gata, a început, uite. Ce vreau să fac ăla, mă, mâncate așa? Numai el știe, să-mi bag picioare. Dă-i eu.
Well, Derek, there's nothing like a transfer rumor to liven a dressing room up. Puts a spring in the step of the players. Bine, bă, frumos. Ah, bă, că nu fă nimic. Uite cum s-aruncă râsurile alea astea, nebunesc. Cum s-aruncă pușcăria și ea asta, nebunesc. Eu îl aud pe ăștia de la Inter și uite și tu ce fac. S-aruncă pe jos, ai drept. Uite și tu pe o a doua la Musamba. Ia să vezi încă un gol. Ce trec cu joc mai aici, țurcă? Hai, Barella, că ai jucat la ei. Ia și răzbună-te, dă-le 3 goluri. Myron Boadu. Uite, Boadu ăsta vrea să ne dea hat-trick, mâncat. Ce trebuie, cum nu sunt stări să-i bă pe râsurile ăștia? Ba, dă-te, dracu, v-a zis o pasare acolo într-o mie. Răiu, uite saramentul. Frumos. Uuu, n-o băgai mă ăștia în poartă, autogol. Ia uite și... Mă, dar câte schimbări faci, mă, tu să mă scontești. Hai, Barella. Uuu, bravo, bă, Barella, frumos, ca atingea în poartă. Era și mai frumos. Mamă, ne-a blocat ăla în ultima... Ce prost tragă de timp ăștia și mă enervez. Frumos? Frumos, am văzut bine pe la fel. Hai că măcar am egalat să-mi bat picioare. Am văzut bine pe la fel. Piccoli al nostru și nu știu dacă e italian să-mi bat picioare. Iar... Nu mai mișcă, gata, cum m-a supărat. Și te-a vor să ajungă la penalti, mă, cred că se-a îmbat picioarele, că prea trag de timp așa și... Pasează mingea. Dani Olmo, Diop, ăsta e bun. Dani Olmo with it. Well, attacking possibilities for the Nerazzurri. Ce mă, offside? Nu să le mai dau un gol, că n-am chef să ajungă în prelungiri cu ăștia. Frumos, dă lui Sariamento. Tu din prima Sariamento, ăsta e gol. Ce fă mă, offside? Hai de capul, ce trebuie, cum mă nu le mai dau un gol ăstora, mă, că mă și enervez acum. Hai mă, scoală sus, mă. Bravo, bă, mă, că te-aș dă-i înapoi. Era fault, oricum, dacă ajunge la mingea la mea. Bravo, băi, Barella. Frumoasă pasă. Tu în centru înapoi. Ca un prost ce ești. Faultă-ți-l, mă, dă-l în frații, măi. Inter still on the attack in the game's closing moments. Ia să vezi golul aici. Eu tu ăla să retregeam în cața și... Doamne, ăla să retregeam, l-o să vină pe el. Și eu nu știam cum să dau, să-l dau pe el. Doamne, ce râs de jucător. Ia uite și tu, mergem cu ăștia în prelungiri să-mi bat picioare. Myron Boadu. Bă, joacă bine, n-ai cum să te supăr. Că zic că s-a terminat să-mi bag picioare. Frumos.
2-1 lui Sarianu. E golul tău, Sarianu. Ce-a fost ăsta, mă, ești de bun la cap dacă ăsta a fost offside? Da, bă, Marcele. Ia uite și tu mergem în prelungiri cu ăsta, mă, cățiși. Da, nu e bună. Nu e bună, nu e bună. And the drama continues. We're now into the first period of extra time tonight, Lee. Well, this 30 minutes now is going to separate the weak ones from the strong ones. Let's see who wins. Well, this 30 minutes Haide, bă, ia-l acolo. Dani Olmo still pushing for that goal that would see them forge ahead. Oscar. Teammates in the middle. Pretty comfortable piece of defending. Ce mă enervează, mă, dați. Și uite, știu ce pasă văd ăștia, mă, Samba, picioare, eu nici nu le visez. Moss. Willis. Puuu, unde nu văd eu mă la colțul lui? E gol ăsta. Fără? Fără, bă, dar ce ghinion, băi, Samba, picioare. Hai cu gol. Iară Cornel? A, nu au de poate. N-are Tapsoba, n-are nimic Tapsoba. Arbitre, ții cu ei? Dă-i minge de arbitru aici, uite-l rec. If you're wondering about stoppage time, one minute to be added on. Plenty of options. Pam, prima repriză, să vezi că ajungem cu ăsta la penalti, gata. Ajungem cu ăsta la penalti și nu e bun. Alfonso Davies. Second period of extra time is underway. Eu n-am făcut nicio schimbare, l-a făcut 3 schimbări până acum. Alo, ce am făcut ăla, mă, că e galben 100%. Așa, dă eu. Hai că i-am prins. I-am prins pe fraier. I-am prins, bă, i-am prins! Nu mai are cum să ne egaleze acum. Iar Piccoli al nostru, încă ești talentul lui de poloponez. Ia uite-l ia, leule, leule! Hat-trick Piccoli, mă gătiți. Dar joacă bine, dar n-ai ce să lezi, să-mi va picioare, e greu, le-am dat bine. Ești greu de tot. Luați-l acolo pe Ijal. Disappointing pass. Time and the scoreline against Inter, but they're not out of this. Bine, băi, frumos. Hai, fie a riprinde. Willis. Dă-i, ăla-i. Can they create something? Ăla-i gol. Hai că-mi vom gol. A rupt pas, să ne mânesc. 3 la 5 s-au aruncat pe burtă toți fraierii. Iau te gușteri. S-au aruncat gușterii pe jos, gata. Ia, Barella le-a dat mâncate. Barella le-a dat că s-a supărat că l-au vândut. Și o mină prelungire, mâncate. Da, băi, gata. Bă, dar greu a fost meciul ăsta, mă, se-am bat picioarele, de nu mi s-a părut, cred că printre cele mai grele meciuri. Da, vezi, cam atât pentru acest video, nu uitați să lăsați și voi un like, să considerați să vă abonați, să lăsați un comentariu cu ce echipă doriți să fac în continuare, iar noi ne vedem în următorul episod, băieți, vă salut!